Salutare, dragilor! Bun găsit la un nou episod de Hardstyle în 4 cu România monarhistă pe modul Novum Vexilum. Iată-ne România în 2004 și... Opa, mai e încă România aici în 2004. Kingdom of Romania, Kingdom of Romania. Aparent ne-am clonat. Clonat România dintr-o parte în alta și mai avem încă o Românie și mai mare aici. Cu cucerirea precedentă de Azerbaijanului și Iranului, ne-a deschis acum porțile asupra Turkmenistanului, Uzbekistan, potențial și Afganistan, deși Afganistan este mai nou membru NATO. Irakul, care se bate deja cu trupele NATO și încearcă din răsputeri să le facă față. Hai să vedem ce alte opțiuni sunt în momentul de față. Ne-am extins atât cât s-a putut și trebuie să vedem ce urmează. Cu Ungaria știu că toată lumea vrea să declarăm un război. Din păcate, membru NATO. Ar că am trebuit să o dăm afară de membru NATO ca să putem să-i facem. Din păcate, nu poți să-i dai boost party popularity. Pentru că aparent o să aibă o creștere de 0-0 pe zi, deci chiar și dacă o facem monarhistă, poate dacă o făceam naționalistă și dacă nu avea, nu selecta acești lideri. În ceea ce îi privește pe austrieci, atenție, monarhismul a ajuns la 31%. Nu poți să dai stage coup. Stage coup, stability of the receiving nation should be below 80% și ăștia au 90%. Stage coup, teoretic, am putea să facem aici. Nu este cert că ar putea să iasă acest stage cup. Cred că mai degrabă ne vedem de treabă și încercăm să evaluăm alte opțiuni. Ziceam că Turcia nu putem, în partea de sud aici cu Grecia nu putem. Iar ce se aude cu Ucraina, dragilor? Ce se aude cu Ucraina? Aparent putem să le investigăm, să le vedem triul. Da? Au mers pe reactionary, din ceea ce înțeleg eu. A, nu, pe conservatorism. Și și-au făcut tot triul pe aici. În mare parte au cam studiat tot ce se putea. Nu știu, pe triul ăsta din stânga văd că au trecut și ei pe domestic focus. Ce putem să mai zicem acum despre Ucraina? Este că au între 17 și 41 divizii, asta nu e foarte mult și nu știu de ce, doar 11 fabrici militare în continuare. Ceea ce, prin comparație cu noi, deja sunt cu 27 de fabrici mai puțin. Din episodul precedent povestisem că am investit masiv în diverse segmente, în preponderent în Light Mechanized, pentru că avem trupe care folosesc mult Light Mechanized. Avem, cred că, și ceva puncte plus aici pe care putem să băgăm pe Mareșal. Nu o să vreau să investesc în puncte de general. Pot să-mi aleg să devin un Chief of Army, dar nu pe aceste două domenii. Sper să mă găsesc în una și prefer Tactic, încă nu vreau să-mi o aleg. Pentru niciunul dintre ei, nu momentan. Bun, cred că am în continuare destul de multe medalii pe care aș putea să le aleg, deci dacă îmi strâng suficient political power cu 1.98 pe zi, probabil o să pot să le acord. Ceea ce aș putea să fac cu multă political power este să ne schimbăm din unitări să devenim federal. O să avem un minus la 10% la political power gain. Dar am obținut un policy slot pe care am putea să-l investim. Acum, nu știu dacă sunt foarte multe aici opțiuni. Poate science funding, de exemplu, poate să fie una dintre opțiuni. Avem în vedere că deja am atins maxim cu economic growth-ul. Am putea încerca să luăm măsuri care să ne avantajeze. Ce putem să ne batem? Deci, o opțiune este Ucraina, clar. Dar trebuie să ne mai pregătim un pic din punct de vedere politic ca să ne batem cu ei. O altă opțiune, zic eu, că ar fi Turkmenistanul. Pentru Afganistan nu poți să te bați pur și simplu cu ei pentru că sunt membri NATO, cum am zis. Pakistanul nu știu de ce sunt în Shanghai Pact, deci ar trebui să-i dăm afară. După aia Republic of India, interesant faptul că ei nu sunt membru. Da? Și totodată dacă o luăm pe drumul acesta, aparent putem să avansăm fără opreliști. În ceea ce privește în schimb pe Turkmenistan acum... Mă uit că nu sunt membri nici facțiuni, nu sunt garantați de nimeni. La fel Uzbekistanul. Au între 38 divizii, doar două fabrici militare. Au ceva manpower. Par o victimă sigură, ca să zic așa. Drept urmare, ne mai trebuie 10 political power și în 100 de zile suntem pe graniță cu ei. În paralel, încercăm să mai reglăm lucrurile care sunt pe minus. Hai să vedem, 175 de zile rezolvăm Light Mechanized-ul. În 227 de zile rezolvăm și suport equipment-ul. Hai mai facem un checking acum. Că political power-ul se face repede. Ne facem și granița pe ei. Ne facem și... cred că aici este o parte de rup pe care n-am. Pur și simplu...
Nu poți, este un lac aici, în provincia Balcan. Pur și simplu nu poți să faci nimic în privința asta. E, a, e. Bun. Ne-am pus pe graniță, ne studiem triul. Avem 100 de zile, timpul ăsta trebuie să fiu foarte, foarte atent în ceea ce facem. Din punct de vedere investiții, da, am mai băgat la trade să facem niște oțel, pentru că deja importam niște oțel. Acum aș renunța la fabrica aia, prefer să fiu pe minus 1. Și mai câștigăm o fabrică pe care o folosim ca să investim în military power. Stai să vedem cum suntem cu supply-ul. Am făcut și organizing series 2, văd că pare că suntem ok. Chestii care nu sunt mult ahead of time, 790 de zile pare destul de costisitor, inclusiv astea sunt 1000 și ceva de zile. Ia să vedem ce mai găsim pe aici, Network Centric Center, bla bla. Soft Attack 2%, orice boss mititel acolo e bun. La decizii, dacă găsim ceva, nu encourage. Așa, Goods 2%, Military Construction Speed, ăsta ar fi bun. Pentru o perioadă de cât? 150 de zile. Hai să o activăm. Poate minimizăm și noi timpul de producere a acestei fabrici militare. Aparent în 17 zile terminăm una. Aici terminăm chiar într-o zi una. Am făcut, cred că, un nou studiu aici. Ok. Luăm și noi Modern Support Weapons, care ne dă un boost la Hard Attack și Piercing. Atenție că noi avem template-uri de luptă. Miliția nici nu cred că o folosim. De Mechanized Brigade, care au Harness 81%. Da? Iar aceștia de asemenea au Harness destul de bun și el 45%. Ce am putea să mai punem? Am pus Light Tank-urile astea. Avem și Infantry Brigade-urile. Am făcut și House Program-ul. Ceea ce mișto. Ar trebui să vedem acum ce altceva putem să mai alegem pe aici. Cred că Economic Boom ar fi o chestie bună. Ne boostează stabilitatea. Gain Economic Boom. Expected number of factories, consumer goods, construction speed, factory output. Mamă, numai lucruri bune. Păcat că unul dintre ele scrie doar pentru 365 de zile. Da? Dar, ok. 365 de zile este. Și hai să le obținem. Hai să încercăm să vedem pe Uzbekistan în cât timp ne dă World Justification-ul. 230 de zile e destul de prost. Da, deci aparent am avut beneficiat de un mic boost acolo în zona europeană și puteam să justificăm războaiele într-un timp record, dar în ceea ce privește alte lucruri, 220 de zile. În schimb, pe un retake, văd că ne dă 110 zile dacă vrem să ne cerem coasta Moldovei sau Bucovina, ceea ce e interesant. E mișto că putem să facem chestia asta. Dacă facem retake, ia să vedem. Deci pentru... Oh, ne luăm Buceagu. Dinistrovski. Ok. Lângă Bucovina. Din nou alt teritoriu românesc. Foarte, foarte mișto că s-au gândit să facă chestia asta. Avem doar 110 zile. Foarte, foarte tare. Bun. La Military Theorist. Hai să luăm și noi pe Military Theorist-ul ăsta. Gata, am terminat. Opa, au trecut cele 100 de zile instant. Eu nu mă așteptam la chestia asta. Aparent nu e garantat de nimeni. Deci hai să dăm un save aici pentru că nu mă așteptam să se întâmple lucrurile atât de repede. Novim Vexilum, Monarchism, War, Turkmenistan. Ok, declare war. Și felicitări, Mihai I este practic martor al unei dintre cele mai impresionante campanii de cucerire pe care le-a realizat România. Nu cred că am făcut niciodată o astfel de campanie pe Novum Vexilum cu România monarhistă. Hai să vedem. Hai să vedem ce se întâmplă. Pare că ăștia bat la ei ca într-un oriunde nu s-a mai văzut așa ceva. Bă, că high gain antena asta pot să-l fac. Opa, și mai am un punct plus. Guerilla Fighter nu vreau să iau pe el încă. Vreau să fac alte chestii. Mamă, deci cucerim tot aici. Ia să văd dacă pot să dau justification-ul pe ăștia. 115 zile. Hai să dăm drumul. Că efectiv e... Hai să mai luăm de aici niște defense.
Aici trebuie să facem o nouă manevră, atenție. Pac. Ok, am luat și zonele alea. Am luat tot. Am luat și tankuri, 18 tankuri. Ce mișto. Gata, submit demands. Confirm and exit. Și ne-am luat foarte repede, zic eu, teritoriul. Le-am luat de parcă ar fi fost al nostru întotdeauna. Hai să-i aduc și pe băieții ăștia aici. E bine că avem aeroporturi. Și cred că pot să-i aduc chiar mai aproape. Și în ceea ce privește acum pe Uzbekistan, cred că o să trebuiască să luăm ceva mai mult. Trebuie să luăm probabil și Tashkent ăsta. Na. Anyway, hai să vedem. Am mai luat un plus aici pe unul dintre ei. Văd că pot să-i dau și guerilla fighter, dar nu mă pasionează. Nu cred că o să avem nevoie. E bine că am făcut deja level 6 pentru el. Asta e fantastic. Ok, hai să ne vedem de treabă. Văd că am luat economic boom-ul ăla, care mi-a dat o grămadă de chestii. Hai să vedem ce pot să iau de aici, ce ar fi mișto. Două fabrici militare. Excelent. Avem și 150 political power. Dacă mai e ceva ce pot să pun ca lider, aș schimba. Așa. Nu m-aș pune pe free, sincer. Restricted ăsta văd că mă avantajează din anumite puncte de vedere, dar nu l-aș schimba. Basic subsidies. Costă oricum mult mai mult. Daily political power gain. Month population 5%, goods. Nici pe asta nu l-aș schimba. Levy. Levy am putea să-i schimbăm din levy, dar ne dă plus 5% la non-core manpower. Nu cred că vreau să schimb nici pe ăștia. Limited conscription-ul. Nu cred că avem nevoie încă să activăm mai mult de atâta. Hai să încercăm să operăm doar cu limited conscription. Low taxes. Da. Low taxes în principiu pot să schimb pe moderate taxes. Dar nu știu dacă ne convine. Hai să lăsăm tot cum e. Developing ăsta la fel costă destul de mult. Și ne-ar penaliza research speed-ul. Export focus la fel are niște puncte importante. Poate free trade. Nu știu, momentan cred că mergem rămâne cu ceea ce avem. Și pur și simplu ne vedem de treabă. O să adăugăm aici în coadă. Vreau să le pun două chestii și hai să încerc să dau medalele bine meritate de trupele mele. Văd că am luat deja una aici pentru Order of Military Virtue. O să luăm acum Airline Scandal. Ok, trebuie să alegem Base Stability, Political Power Gain. Ok. Deci, trebuie să mergem mai departe, zic eu, cu Division, cred că o să iau Supply Consumption. Mă ajută și la recovery rate, din ce am văzut. Hai să vedem ce medalii mai avem pe aici de acordat. Primul lucru iau Division Recovery Rate ăsta, care e foarte bună. A doua medalie o să luăm Supply Consumption. Pentru cei care au deja prima medalie luată. Și pentru numărul 3, trebuie să fim atenți aici ce mai aveam și câte medalii au prietenii noștri aici luate. Ăștia au deja 3 medalii. Costă probabil destul de scump mult să mai luăm încă una. Da, Thermal Optics. Sunt destul de multe ahead of time alea. 2006. La tunuri am putea să băgăm în Modern Artillery. Așa. Și hai să revenim la medalii. Stăteam aici în dubiu. Are 3 medalii băiatul ăsta. Asta are doar 2, hai să-i dăm și lui, bă că am luat aici Division Defense, cred că ar merita și el un Recovery Raid. Așa, bun, ăsta are 4 medalii, deci nu-l prioritizăm pe el că e destul de scump. Asta în schimb are doar o medalie, cred că merită și el un Division Recovery Raid.
Și dacă mai avem puncte, o să-i dau și un supply consumption. Are deja 3 medalii și următorul la rând cred că o să fie cel care avea doar... are tot 3 și acesta, deci trebuie pur și simplu să strângem o grămadă political power pentru ultimii. Sunt super medaliați băieții ăștia, e incredibil câte medalii au putut să strângă. Ok. Și în esență par să meargă foarte, foarte mișto. Ok. Gata, am mai făcut rost de un slot. Cred că mai băgăm niște fabrici militare în continuare, să-ți vedem la trade. Cu oțelul stăm binișor. Civile am destul de bine, până la 52. Mai băgăm niște fabrici militare, zic eu. Stai că le-am băgat tot în față. Băgăm în spate. Și de disponibil. Aici la Integrated Support vs. Dispersed Support. Suportul integrat este destul de bun, cu soft attack 25% și organization plus 10. Trebuie să verific și partea aceasta, văd că suntem pe plus cu tot ce e acolo, așa am luat și două fabrici militare, atenție. O să bag acum în civilian factory și acum ar trebui să revizuim un pic ceea ce făceam pe aici. Pentru că aș vrea să punem ceva artilerie în template-urile noastre. Organizarea era 31.1, știu acum că Mechanized Infantry ne ajută, ăștia au aici oricum suport artillery, aveau destul de mult, soft attack-ul lui 114, destul de bine, ăștia au organization destul de mare, lor aș putea să le pun un pic de artilerie, de exemplu, cu ceva experiență. Hai să vedem pe ce am vrea să boostăm, de exemplu în modern equipment nu cred că are sens să mai investim. Ar trebui să mai creștem astea. La motorized aș mai pune un pic. Stai să vedem până de stânță. Avem 4000 rezerve. MBT-urile. Ne-am apucat să facem tânculețe. O să dureze o vreme. Așa. Și cred că la artilerie aș vrea să băgăm ceva mai multe unități. Știu că am 1000 în rezervă, dar o să se ducă rapid. Deci, aloc în felul ăsta, văd că pe partea de cauciuc nu am destul. Și hai să vedem dacă ne facem suficiente rezerve. O să vreau să mai, poate inclusiv să mai antrenez până în alta. Cred că am 15, câte aș vrea să mai antrenez? 16 și încă 8, deci vreo 9. Am vrea și pe de altă parte, da, am vrea să mai antrenăm și niște Mechanized Brigades, că și aici avem doar 7. Și până să le modific, hai să ne facem măcar dublu. Și punem și niște Infantry Brigade-uri vreo 7, că aveam o armată mititică. Și acum vedem efectiv ce ne trebuie. Light Mechanized și Support Equipment, vedeți? Acolo sunt deficitele cele mai mari. Deci dacă vrem să mai alocăm, o să mai aloc dezaloc de aici, în felul ăsta. Și s-au dus în Support Equipment principal și în Light Mechanized o să se ducă ulterior. Ok, cam asta este. Hai să vedem acum. Urmează Uzbekistan. Oricum am număr impresionant de fabrici militare, 34 la număr, civile 52. Am făcut și model support weapons. Excellent. Hai să vedem acum. Enemy air support minus 5%. Asta e bun. Stai că îmi vine acum și synthetic oil experiments. Fuel gain from refineries. Aia e bună și ea. Și să văd dacă pot să dau ceva de pe aici. Parcă sunt foarte mult ahead of time. Acum modern SPG-ul versus artileria normală. Au soft attack de 30. E adevărat, sunt trase de mașini. Acum ăștia au 42 și max speed-ul de 14 km pe oră. Ce să zic, cred că sunt mai ieftini ăștia overall, au 9 costul versus ăștia au 15. Hai să-i studiem totuși, să-i avem și noi și poate băgăm într-un template și acel modern SPG. Cel puțin în viitor poate o să avem și noi industrie mai dezvoltate. Da? Totodată văd că am făcut 100 și ceva de puncte. Hai să încerc să le dau medalii astora. Deci avem supply consumption, division attack, recovery rate,
I-aș da și un Division Defense pentru Entrenchment, de principiu, doar ca să aibă din toate. Ăsta are deja 4 medalii, ăsta nu are încă cele 4 medalii și trebuie să văd unde o găsesc și pe a 4-a. Are Defense, Consumption, cred că lui lipsește attack-ul. Gata, ne-am transformat deja Political Power-ul. Și mai am încă niște rânduri de medalii, dar între timp putem să ne batem cu Uzbekistanul aici. O să dăm un save. Și ne învecinăm cu Kazakhstanul în momentul de față. O să fie kind of tricky în viitor chestia asta. Bun, vom intra probabil prin ei, vom trece fără emoții. Și văd că nu toată lumea alege să avanseze aici, nu știu din ce motive, așteptăm pe alții să facă pentru noi cuceririle. Dar poate în felul ăsta îi mai mobilizez și eu. În poziția aia pare că nu putem să o luăm, hai să o luăm pe asta dacă e așa. Iată, și acum s-a mai modificat linia frontului. Nu aveam oricum divizii peste pentru a acoperi toată linia frontului. Apropo, tensiunea lume, m-am ajuns la 13% și noi am generat 3. O să înceapă să poată să garanteze la un cost mic țările dacă continuăm în ritmul ăsta. Mamă, ăștia nu m-au nimic, cred, prând. Ah, ba nu, uite, 43% toți capitulation. Și am mai luat niște medalii și tot pe acei oameni. Hai să modificăm linia frontului ofensivă. O să le dăm în felul ăsta. Dăm și aici. Ca să aibă toată lumea. Așa, și văd că iar am free civilian factories. O, ne mai uităm o dată, văd că am exces de tungsten. Nu știu de unde, dar probabil am dobândit niște locuri care îmi dau tungsten. M-aș axa principial pe military factories, aș încerca să mai bag military factories. Pentru că vreau să avem cât mai multe. O să am nevoie de ele când începem să producem masiv chestii. Ok, am luat astea. Ne remutăm acum pe noua poziție pe care inițial nu am vrut să o ducă până la capăt. Și le dăm acum să-și termine misiunea aici. Iar facem o linie de front aici, e destul de funny. Hai mă, faceți-vă până la capăt treaba. Gata, până la ultima provincie, atenție, a trebuit să luăm. E foarte interesant asta. Bun, am luat tot, dragilor. Și a fost chiar lejer. Foarte lejer am luat tot ce era acolo. Bun, acum atenție. Nu prea mai ai pe cine să te duci să te bați. Efectiv, să nu mai ai membre CSTO de jur împrejur aici. Am zis despre Afganistan, NATO. Aici ar fi deja United States has military access. Opa. În ceea ce privește pe Irak, se bat cu toți ceilalți. Islamic Arabic Republic of Libya le oferă ajutor. Aici am o țară care este garantată de că, cred că, o membră CSTO, la fel. Țară garantată de Rusia, țară garantată de Rusia. Efectiv nu mai ai opțiuni. Austria încă este membră NATO, 36% monarhism. Deci, momentul mult așteptat de voi, ne punem pe granița asta și apare nu e suficient, că ne trebuie două lucruri aici. Și ar trebui să vedem cum este, ar fi un split fair. Probabil să alocăm parte din armată în mod egal aici, între cele două, inclusiv aici. 10 divizii aici și încă 12 sus, poate chiar mai puține aici jos. National Mind Industry Development. Ok, am mai luat niște fabrici civile, mai luăm și infrastructura.
Și am nevoie de toți ăștia acum să-i livrez ca să mă pot bate cu aceștia și nu numai asta, o să am nevoie de multe avioane. O să-mi trebuiască... da. Deci trebuie să ne acoperim zona balcanică. Eu zic că trebuie să facem și radare. Știu că n-am pus aici, dar ar fi ideal să facem radare. Poate și niște anti-air. Nu m-am uitat atent câte avioane au. Așa. Așa, așa, avioane, avioane, 157, deci trebuie să mai mobilizăm oricum ceva mai multe avioane decât am mobilizat până acum. Nu știu dacă am exces de avioane, nu am foarte multe în exces. Producția, producțiile sunt relativ decente pe acolo. Aș mai mări un pic la avioane și hai să vedem în cât timp rezolvăm aici, 200 de zile și aici în 172, deci clar trebuie să mai băgăm încă una aici. O să-i duc în față la support equipment, că dacă vreau să mai boostăm un pic support equipment-ul, o să-l boostăm după ce îmi boostăm un pic și mod în artilerie. Avem și enhanced platform aia pentru artilerie și cred că astea sunt multă ahead of time. Pentru anti-air există și un self-propelled anti-air. Nu prea cred că avem arme anti-air. Uite, ăștia vin pe apă toți aici. Ceramic body armor. Așa. Să vedem ce mai putem să luăm. Opa, cred că n-am fost pe fază eu sau am uitat că Special Forces trebuia să-l facem. Ia să vedem. Practic, aparent ar mai fi apărut aici două flote. Putem să le mărgiuim. Să mai uităm ce producem aici. Tot ok, avem 18 nave. Putem să îi mai lăsăm să se antreneze un pic pe Marea Neagră între timp. Pe de altă parte, toți ceilalți o să vină aici. Sunt tare curios cum o să privească lucrurile cele două armate. Ăștia or să aibă aici. Și ceilalți nu sunt foarte încântat de ce am aici. Da. O să fie tough, o să vedeți. Ucraina nu e chiar așa de joacă, chiar îți trebuie armată solidă dacă te duci să te bați cu ei. Și inclusiv ei o să se sesizeze din faptul că ne punem trupele pe graniță, chiar dacă am War Justification-ul ăla doar de 100 de zile. Sunt curios acum la retake dacă îmi dă mai puțin. 55 de zile? Da, nu o să le convină chestia asta, evident. Hai să vedem ce mai boostăm pe aici. Weekly Stability, Construction Speed, Research Speed și Free Repairs. Da, probabil că merită. În spate, stabilitatea se poate duce dincolo de 100%. 1.98, am făcut și acele modern self-propelled artillery. Ok, Rotkirch artillery, putem studia și astea și anti-tankurile. Oricum, astea sunt 80 de zile. Am neapărat nevoie de toți ăștia să-i deplez pe câmpul de luptă. Și efectivul trupelor noastre din antrenament este aproape egal cu cei de pe câmpul de luptă, deci antrenăm un număr impresionant de trupe. Și 7x7, 21, cred că ar trebui... nu poți să antrenezi decât maxim 100.000 de oameni, mamă, deci ne depășim limita. Iară. impresionant. Hai să începem să punem și deploy-urile, unde îi punem aici în Oltenia, o să-i aducem. Și pe măsură ce termină fabrice militare, sper eu să înceapă să-și facă și radarele și astea. Mamă, deci avem 100 de fabrici cu totul, 38 militare, navale 7. Ok. Decizii. Ce decizii mai putem să luăm? Blackmail the Hornus Strait. Nu știu dacă are vreun efect pozitiv chestia asta, nu cred. Economic growth nu-mi pasă de ea, nici aici. Factory output. Ia, mai luat modernize așa. Asta nu cred că vreau să o iau. Asta o să-mi dea un boost la Excavation Resource pentru Romanian Steel. Da, hai să-l facem, că mai am eu niște oțel de acolo. Încerc să văd dacă există ceva aici pozitiv în tot ce mai avem pe aici. Putem să mai luăm niște armi XP de aici, pe costul de political. Putem să mai luăm și niște Navy XP.
Da, hai să luăm și Navy XP și Air XP. Așa, am mai luat Political Activist și au început, opa, gata mă nene, mi-au venit toți, 8, jumătate o să-i pun în schimb aici. Și am o idee acum excelentă, dacă tot stăm aici, ia să-i punem la antrenamente. Să vedem și noi cam care o simulare de război, dacă facem antrenamente, care este consumul. Dacă toate trupele noastre fac antrenamente, o să generăm și un pic de army experience cu antrenamentul ăsta, mai ales că acum avem ceva trupe. Am făcut și improved missiles. Așa. Improved antier, nu m-aș grăbi, rocket artillery încă nu. Înțeleg că e mai pe aici ceva din 2006, uite, astea sunt un pic ahead of time și mai am dau și ele niște chestii. Opa, noi medalii, dar nu știu de unde le-am dobândit. În schimb, am mod sigur o să le acord. Dacă strâng și suficiente puncte, am făcut și oil processing-ul. Așa, nu mai am ce să studiez pe aici. Efectiv, sunt atât de mult ahead of time acolo că mă costă enorm. Pot să fac missile silos. Ah, pot să fac atomic research, deși costă enorm. Ne mai dăm boost la research speed. Ok, la producție. Vă că ne-am asignat pe acolo ceea ce am vrut să facem. În câte zile facem deficit ea? 140 de zile, 69 de zile. Dacă mi deploiază și pe ăștia, și vă că mi-a deployat pe bună parte din ei, 6 dintre ăștia, îi punem aici și punem acolo jumătate din ei aici, 20 și cu 13, cred că e un fair split. Și le dăm tuturor să facă aceste antrenamente. Stai să vedem dacă pot să mai dau medalii. O să aleg să dau celor pentru care costul de political power este relativ mic. Atențiune! Opa, mi-a mai venit încă unul. Îl trimitem acolo. Mai trebuie efectiv cu 7 să ajung la 21. Aș vrea să mai iau 2 din ăștia și unul de ăsta pe care să-i antrenez și să avem 24 cu 24 24, și apoi ne punem problema fie de noi template-uri sau de modificări. Cam ăsta este planul. Și Ucraina, păzește-te că România deja se apropie de 48 de divizii. Practic, nu cred că m-au vrut șansă. Tandem Charge Warheads. Ok. Armură. Cred că e de bună să facem upgrade la IFV-uri. Că producem ceva IFV-uri acolo. Hai să revizuim acum cu antrenamentul ăsta. Motorized consumăm ceva. Aparent consumăm mai mult decât producem. Și la Mechanized la fel. Asta nu e bine. E o simulare de război. Trebuie să boostăm mechanized-ul și motorized-ul. Nu mă așteptam la chestia asta. Stai să vedem. Avem MBT-urile și mechanized-urile. Nu le avem deloc? Sau ce se întâmplă? Avem light mechanized. Mechanized-urile erau IFV-urile, dar nu le băgasem pe aici? Ca să vezi. IFV-urile nu le aveam deloc. Avem MBT-urile băgate. Avem light-urile. Și la motorized acolo, e curios. SPG-urile nu ne apucăm, light tank-urile le aveam. Băi, interesant. Și poți inclusiv să faci variantă de, din acestea. Din anii 60, 60s IFV hull. Aha. Da, deci pot să fac, trebuie să-mi dezvolt propriul meu template cu experiență. Dar ce nu, mi se pare că e șocant că nu producem IFV-uri deloc. Cred că ar trebui să băgăm un pic mai mult aici și la fel motorize, dacă e așa cum văd eu, înseamnă că trebuie să mai creștem un pic implicarea. Câte fabrici mai făceam? Încă 4 fabrici militare. Dar să vedem care dintre ele merg prea bine și să mai tăiem un pic. Uite, și la light tank apare minus 1 pe zi, deci teoretic și light tank-ul ar trebui să mai punem o fabrică înainte să băgăm un suport. Hai să vedem ce zic ăștia. 150 de zile sunt gata, aici 80 de zile.
La suport echipment cred că suntem ok, nici nu cred că ar trebui să mai boostăm atât de mult. Așa, este 21. Îi punem aici. Deși e zona mai deluroasă aceea, și aici e cu River Crossing. Da, și știm că nu sunt foarte încât dați cu traversatul râurilor. De exemplu, are minus 10% pe attack. Are mobilitate defensivă. Mechanized Brigade-urile, de exemplu, la River Crossing au minus 20% la attack. Și aici, by the way, este numai cu River Crossing tot ce avem acolo. În schimb, pe Mountain Brigades, la River Crossing avem, n-avem penalty, avem movement. Deci ideal ar fi probabil să nu alocăm atât de mulți acolo. Avem avem câțiva aici, dar nu atât de mulți. Ia să-i revizuim un pic. Pe ai lui Marian Bodea am 6 și restul sunt încă 7 din partea aia. Da, cred că mă duc și mai iau pe cineva de aici, îl trimis sus acolo. Aș încerca să-i mai aduc ia dintre ceilalți care cum sunt împărțiți aici, că mie îmi trebuie probabil pe ăștia să-i dispun în mod egal, ar fi corect. Dacă am 24, ia să-i punem așa, 29, da, hai să-i punem jumii-juma, pe ea cu mai multă experiență îi punem aici sus. Cred că e mai fair așa împărțeala asta. Și să nu las foarte multe IFV-uri aici jos, mai ales dacă au penalizări la River Crossing. Nu o să fie foarte, foarte grozav, nu o să se descurce prea grozav aici jos. Și uite, la fel, ia să-i revizuim încă o dată, îi punem aici așa pe toți. Hai să vedem acum. 1, deci sunt 10 în total, 1, 2, 3, 4, 5, 4... 3 o să-i las aici jos ca să fie. Iar dintre blindatele normale aveam 5. Sunt toți aici 5. Și dintre ăștia mai slabi o să las pe unul singur momentan aici. Și vedem dintre ăștia care mai vin cine punem acolo. 16 și sunt 23 sus. Cred că e fair split-ul ăsta. Hai să vedem. Uite, am mai făcut doctrină disponibile. Mai luăm de aici... Regimental Combat Teams, ok, am mai deblocat încă ceva. Da, dacă ne ducem atât de mult pe minus, cred că o să tai producția, tai antrenamentele astea. A fost bună simularea, ca să vedem că pe Motorized, Support Equipment, Mechanized, chiar și Infantry Equipment trebuie boostat. și trebuie boostat înaintea lui Support Equipment. Mamă, dar nu e bine ceea ce văd eu acum în simularea asta de luptă. Arată că... trebuie să redistribuim un pic. Hai să vedem și la avioane. La avioane nu-mi dau seama practic de impact. O să mai băgăm acum pe câmpul de luptă niște gen 3 atacuri și multiroluri. Da? Am văzut din experiența precedentă că partea de intercepție este nasoală și partea de closer support. Deci o să-i lăsăm în felul ăsta alocați. O să fie mai tough pentru ea de acolo din partea de nord. Ăștia mai fără experiență îi ducem aici la Marian Bodea, schimbăm acolo. Și cei mai cu experiență îi lăsăm în partea de nord acolo. Pentru... Aici din câte știu nu avem River Crossing. De fapt cred că avem și aici un River Crossing. Dar e pe latura aceasta, nu e pe latura asta, aici e un pic mai sus rău. Asta e bine. Ok, mai aducem aici pe încă unul, National Focus, ok, ne-a făcut ăla, o să luăm România stilul. Așa. Cred că am putea să facem o simulare acum, dragilor, ca să aveți un mic spectacol, ca să zic așa, de război. Și vedem dacă putem să-i batem. Dacă nu putem să-i batem, măcar am simulat. Le-am umplit antrenamentele cu un scop bine definit și anume că vrem să facem rezerve, nu să avem deficite și oricum durează 55 de zile. Da,
O să tai un pic de la astea două, că n-am de unde să-mi scot fabricile efectiv și să mai realoc în alte părți. Ia, hai să facem așa, așa, așa. Ok, și am mai realocat dintre ele practic acolo unde resimțisem că merg prost lucrurile. Și când mai dobândim fabrici noi o să băgăm în avioane. Am un pic de rezerve, n-am cine știe ce rezerve la avioane. Gen 3 atacuri am 64 și multiroluri am 56 în rezervă. O se pape rapid imediat ce începe conflictul. Aici speram eu să luăm un boost mai mare, 114 zile. Da. Da, și la taburile alea ar fi bine. IFV-urile bine că am băgat acum să facem niște upgrade-uri. Ok, 2. Mai am că 6. Cu ăsta care mi-a venit. Stai să verific câți avem concreți alocați aici. Deci am deja 6. N-aș mai pune aici. Punem acolo sus. Să am 24. Pentru că o să fie tough aici. O să vedeți. Zona asta o să fie tough. Cred că cu ceva. Dacă dau niște medalii bune, poate reușim să răzbatem. Ia să vedem ce avem aici. Division. Recovery rate, hai să luăm supply consumption pentru tine. Și el care nu are nicio medalie, hai să-i dăm un recovery. Dacă mai strângem medalii, uite, mai avem pe cineva aici, doar cu două medalii. Așa, aia o legem deja acolo. Cât mă costă această medalie? 45. A făcut Special Forces, excelent, excelent. La Special Forces acum avem de ales Organization plus 5 sau Multiplier și Division Training Time. O să mergem pe a doua. Vreau să am mai mulți, din ce în ce mai mulți. Vreau să am numărul maxim posibil. Așa, și eram pe medalii. M-am oprit ca să revizuiesc un pic aici. Deci am dat deja Recovery Rate, i-am dat deja Supply Consumption. Offense. Nu știu pe care e limita maximă de medaliat Season 1. Dacă Season 2 ăsta este maximul posibil sau există, uite, 21 veterans. Nu știu dacă e cineva care are mai mult de asta. S-ar putea să fie maximul posibil ăla. Ok, dacă mai avem blindate o să le punem aici sus. Și curge timpul, dragilor, curge numărătoarea. Ia câte zile mai avem, că dacă mai avem un pic. 10 august. Da, în 3 zile începe războiul. Mamă, mamă, mamă. Gata, s-a terminat. Hai să facem un nou save aici. Și urați-ne noroc. În sfârșit, România se activează împotriva Ucrainei. Și venim și ne redobândim teritoriile de drept ale României din partea Ucrainei, înainte ca Rusia să vină să pretindă măcar Crimea, a venit România aici să-și facă dreptatea. Și o să fim noi cei care atacăm primii. Zice că ci că we are stronger. Nu m-am uitat la plan înainte să dau activate, dar zice inferior enemy și estimated plan value, large river crossing, am penalty de minus 10% și division still preparing. Sunt câțiva care nu erau gata de război când am declanșat. Și ok, pot să mai dau niște medalii. Hai să vedem acum. Wow! Ați văzut ce s-a întâmplat aici? E incredibil! Și aici au pătruns foarte tare peste ei. Ce se întâmplă cu România? Oh my god! Wow, deci e incredibil! E fenomenal! Stai că ăștia vă duc aici, măi băieți, stați așa cu minți. Că vă fac o nouă linie ofensivă aici dacă v-ați făcut deja targetul. Și, uite, mi-a venit și o nouă divizie. Stai că o pun. Asignăm acolo. 20. Dar ce, au murit cineva? A, nu. Mai am 4 care trebuie să-mi vină pe câmp de luptă. Bun. Hai să vă arăt acum o schemă tare de tot. Opa, stai că n-am fost atent. Am fost neglijenți cu asta și poate mă trezesc cu invazie navală. Ar trebui să mă asigur că îi pun pe ăștia în docuri curând. Anyway, așa, schema schemelor.
În esență e următoarea, face linie ofensivă pentru ăștia de aici. În felul următor. Și hai să vedem acum ce fac fiecare. Sper să vină și ea repede înapoi să se ducă, uite, se duc în portul ăla, nu se duc în portul ăsta, că aici vreau să consolidez cu ceilalți. Avioanele mele ce fac, ia. Aici e totul verde, e totul minunat. Am loc să duc avioane, o să-i duc acolo și aloc aici, pentru că aici o să fie zona mai tough un pic. Mamă, dar nu vine să cred. Exact cum a zis ăsta, îi respingem, domnule. Și a intrat în ei, mamă, încă unul nou care nu și-a luat medalie. Hai să-i dăm și lui medalie. Adunarea, băieți. Jesus, deja și-au făcut targetul acolo. Ia uite, de ce nu mai avansează oare? S-au suprapus liniile de front aici. Da, asta e faza mai tricky. Liniile ofensive. Hai să facem... Adunarea. Ia să vedem acum, merge. Aparent nu merge. Hai să încercăm să unim fronturile, că nu văd nicio cale simplă de a face chestia asta. Dacă unim fronturile pot să fac după aia o linie de front mult mai bună. Romanian Steel. Ok, am făcut tot ce se putea pe ramura asta. Hai să încercăm pe ramura de aici să luăm niște boosturi la doctrina terestră, uite, 50% reducere. Nice, bun. Deci acum putem să facem o singură linie de front, dragilor. Mamă, ce vorbe dure le dau ăștia. Luați de aici, așa le trebuie. Exact ceea ce... Mai ceva că în al doilea război mondial am intrat peste ei. Cred că i-am prins pe nepusă masa, ca să zic așa. Pe... Mamă, e incredibil ce se întâmplă, deci... Wow! Deci ăștia n-au nicio șansă. Oh my god, uitați-vă ce se petrece pe câmpul de luptă. Ia să vedem la total ce zice. 5.120.000! Păi, mă, e incredibil. Deci deja de la 10.000, dacă am fi avut 10.000, erau de 12 ori, de 24 de ori mai mari pierderile lor. Să se deprem aici trupele astea în spate. Wow! Wow! Nu vine să cred ceea ce se întâmplă aici, pe câmpul de luptă. Deci efectiv, îi năucesc ăștia. Și cred că își face și skill staffer. Asta e mișto acum. Da, 92 de puncte în skill staffer. Și o să poată să coordoneze o armată și mai mare curând. Ia uite ce fac acolo. Mamă, deci... îmi dă încredere să zic că mi-a expirat economic boom-ul. Fall of Kiev. They are all not here. Their military is not here. The fall of Kiev. All for Mikhail declared war on its own. Internet broadcast shortly after the start of the war. We are all here defending our independence. The minister... And Mikhail has declared that they would never leave Kiev and protect the city. But Mikhail eventually had to leave Kiev at the last minute as Romanian troops entered downtown Kiev. After the Romanian soldiers removed all the resistance, they hung the Romanian flag at the Kiev government building. Da, am pus steagul României. Păi la ce vrea să facem acum? Am pus steagul României la Kiev. Și nu cred că e nimeni surprins de chestia asta. Ia să facem aici... trebuie să schimbăm linia frontului, pentru că efectiv s-a schimbat situația. Mamă, deci e fenomenal ce s-a întâmplat. Eu nu mă așteptam la așa ceva. Sunt total uimit de ceea ce s-a întâmplat acum pe câmpul de luptă. Așa, stai așa că am
Așa. Wow. Incredibil, a luat tot acolo. Ia să vedem cât la sută. 60% towards capitulation. Mamă. Deci, ce însemna ca România să înceapă așa, pași mărunți, să se pregătească de război în anul 2000 și deja în septembrie 2005? Păi, vă zic, data viitoare cred că ne pregătim să ne batem cu Rusia, dacă merg lucrurile așa. Eu încă nu-mi vine să cred ceea ce s-a întâmplat aici. O să mai bag în Division Attack. Nu, stai, ce avea asta? Avea deja un Division Attack. Hai să-i dăm un Supply Consumption. Să-mi ziceți care credeți că a fost motivul pentru care am reușit să facem atât de repede curățenie. Am 46 divizi, deja avem 48. Mai am... hai să-i punem și pe ăștia 2. Iată, 48 de divizii. Dar, ce divizii, nu? Așa. Aici trebuie să trecem, să luăm și chiar să nu. Deci România îi dă o lecție aici a Rusiei, dar bine, e adevărat, noi atacăm acum din direcția opusă. Opa, am stagnat, nu mai știm să avansăm. Stai așa, că redesenăm harta dacă nu mai știm să... linia ofensivă, vreau să zic. Ia, acum știm. Hai că acum ne-am prins. Eram pentru un moment așa un pic de busulați, nu știam ce, cum facem. Call of Kharkov, nu știu ce cu linia asta aici, de ce am ținut trupe pe granița cu Belarusul. Nikolpol, Chersonu, Dnipropetrovsk, Poltava, Kharkov. Stai așa că să vedem dacă... nu, s-au blocat ăștia de aici. Da, trebuie din nou linie ofensivă aici, atenție. Așa le trebuie. Cum strigă acest comandant de oști. Mihai I vreau să zic că își încheie mandatul de rege cu ceva demn de casa regală. Și anume... ce-au făcut aia acolo? Eu nu vine să... What? 98% towards capitulation. Deci cred că nu mai avem nevoie să luăm Crimea. Au capitulat. Ne-au dat 618 tancuri. Fall of Donetsk. Great Victory Day. Băi, e incredibil așa ceva. Dragilor, dacă nici asta nu trigăruiește 100 de like-uri, nu știu ce altceva. Efectiv, am luat Ucraina într-un timp record, într-un rezultat total neașteptat. Mă așteptam să ne țină pe graniță, să ne împingă ei. Și efectiv, 27 de state, 18.000 de bucăți de echipament capturate. Mamă, deci e incredibil. Iar tancurile alea capturate, avem 1.100 de tancuri, putem să ne facem template-uri cu tancuri acum. Și să ne pregătim de un război potențial cu KSTO-ul, pentru că NATO sunt mai puternici decât ăștia. Sau... varianta mai tricky ar fi să ne batem cu chinezii. Dar anyway, o să vă dau să vă gândiți care are cel mai mult sens. Este fenomenal ce s-a întâmplat acum. Incredibil, 48 de fabrici civile, 72 militare, am ajuns la 123. Pe câmp de luptă doar 200.000 de oameni. Dar ce înseamnă echipamentul modern în ziua de azi? 200.000 de oameni bine pregătiți. Divizii de Infantry Brigades, Mechanized Brigades și Mountain Brigades. Niște brigade efectiv foarte, foarte tare. Deci incredibil compoziția armatei noastre cu echipament modern. Ok, o să fie un final de episod aici. End of episodul 6. Cu novul vexil în România Marahistă. Și, incredibil ce s-a întâmplat. Eu personal nu mă așteptam la așa ceva. Nu cred că s-a așteptat cineva. Da, trebuie să mergem mai departe și să vedem ce ne așteaptă după această izbândă. Hai să aruncăm și o privire la nivel mondial. Ce zice?
aparent avem tot locul 4 ca și număr de provincii, dar ne apropiem deja de Statele Unite ca și număr de provincii. Locul 27 am urcat de la 40 la 27 cu un punctaj de 29. Cred că am crescut destul de mult, dar nu-mi dau seama exact pe ce. La Air Superiority avem și noi 20 de puncte, n-am uitat încă în top 10 ăsta. La Navy Score n-am fost atent cât aveam. Dar putem să ne uităm aici, avem doar 2 puncte, deci nu suntem încă în top. La Army Score, hai să vedem, România are 7 puncte, aproape intră în acest top de țări. Iar la Army Score avem 29 de puncte, încă n-am intrat nici cu acela. Dar interesant rezultatul. Apropo, aici se vede clar combat strength-ul. Pare că CSTO este cea mai mare forță în momentul de față. 171 este combat strength-ul, de s-ar părea că mai degrabă ne batem cu NATO sau cu Shanghai Pact decât cu Rusia. Deși NATO are 23 de membri, nu știu, asta zic statisticile jocului în momentul de față. În ceea ce privește fabricile militare, România are 128 și cred că apărăm deja în topul acesta, da? Ca și număr de fabrici totale, mai mult decât noi par să aibă Republica Italiană, Mexic, India, Brazilia, Franța, Rusia. Cel mai mult par să aibă China, America și locul 3 Indonezia, curios, și locul 4 Japonia. Bun, dragilor, acesta este finalul de episod. Dacă v-a plăcut și cred că v-a plăcut, neapărat dați un like mare acolo. Hai să facem și noi, dacă nu 100 de like-uri, că e prea mult 100. Hai măcar 50 de like-uri să facem și noi acolo. Abonați-vă, porniți-vă toate notificările și lăsați și voi un coment acolo, un thumbs up, că v-a plăcut acest episod în care România monarhistă a avansat considerabil. Avem și niște achievement-uri. Aparent, nu știu dacă am obținut ceva pe aici, dar ok, încercăm să facem și dintre ele ceva. Bun, mersi mult și bye bye!